din instanță acolo în această săptămână. Doamna Chioveși a ajuns pentru o speță, sigur, măruntă, dar pare să atât de importantă încât a pus-o într-o stare nemai întâlnită, cel puțin în spațiu public până acum. Colega noastră, Ana Maria Bujor, are detaliile. Bună seara, Ana! Ce s-a întâmplat acolo, la instanță? Ce s-a întâmplat? Despre ce vorbim? Bună seara, Adi! Bun găsit tuturor! Vorbim despre o situație tensionată și aș putea să spun și puțin umedă, având în vedere faptul că Laura Cotruța Chioveși a lăcrimat săptămâna aceasta în instanță. Vorbim despre această țară în care inspecția judiciară a contestat hotărârea secției de procurori a CSM-ului, prin care s-a respins acțiunea acestei inspecții legat de modul în care s-au făcut anumite comunicate ale DNA, mai exact unul anume, din care s-au dat și date din dosar. Ei bine, această acțiune inspecției judiciare a fost respinsă de această de secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii și inspecția judiciară a contestat la înalta curte. Iată însă că în momentul în care s-a judecat această acțiune, Laura Cotruța Chioveși a vorbit în plâns imediat după ce doamna Lidia Săplăcan, cea care făcea de regulă comunicatele Direcției Naționale Anticorupție și dădea sincronul presei pe aceste comunicate, a fost întrebată de către judecători dacă, într-adevăr, Laura Cotruța Chioveși a stat lângă ea în momentul în care a scris acel comunicat în care au apărut și interceptările cu pricina interceptării care... Și ce era lacrimogen, ce era emoționant în acest dialog absolut firesc, nu între magistrat și cineva care era, ce era martor, nu doamna Săplăcan, probabil, în acest dosar. Da, doamna Săplăcan era martor. Așa. Probabil că a fost atât de emoționant, da, pentru că cele două știau una de cealaltă, știau cum s-au întâmplat lucrurile și în cele din urmă l-a pufnit plânsul. Desigur că doamna Săplăcan a negat. Și-a amintea cum o atingea pe mână. Și în cele din urmă știm cu toții în alta cu tare respins acțiunea inspecției. Cum? În ciuda lacrimilor? În ciuda lacrimilor? Da, păi tocmai, probabil că lacrimile l-au ajutat. Exact, impresionate de lacrimile. Au ajutat și au impresionat, iată, de aceasta. Da, mai spune